mai repede și pentru a le pune la dispoziție elevilor săi care urmau să execute o aruncare de la margine. Un jenda a pasat frumos acolo. Faza curge din nou, francezul călcâie încă o dată și... de situații. Și așa se întâmplă, cât pe ce să asistăm la golul de 2-0. Bonjenda a centrat foarte bine pentru Burcă. Acesta are luat pe spate. Excelentă intenția. Recuperează această minge, Roman se duce către careu, Roman, șut parat de Penedo, încă o dată Onjenda în fața golului 2, ratare uriașă în secunda 23 a reprizei. Aici este o greșeală uriașă a lui Cațicas. Onjenda pune piciorul ca la rugby, un rebound, dacă folosim terminologia de acolo, șutul lui Roman în Penedo, după care Onjenda pe recuperare șutează iarăși în Penedo, dublă paradă a panamezului care scapă cu fața curată. Uriașă ocazia lui din prima repriză, Popovici. Romelt pasă pe jos pentru Grozav. Reprimește Gicu Grozav, preluare foarte bună, îl întoarce acolo pe unul dintre apărători, șutul în diagonală. Însă destul de departe de poarta lui Eduard Pap. Oricum, a venit parcă în teren cu altceva Gicu Grozav. Iată-l aici, pe Wide l-a driblat de două ori, l-a întors acolo și a șutat apoi destul de periculos spre poartă. Cu cel pe care i-l-a acordat Chivulete face 4 și va sta în etapa de după fereastra de Liga Națiunilor. Apropo de acel program, pe 19 octombrie va începe etapa cu voluntari Concordia Chiajna și CFR Cluj, Politehnica Iași. Lovitură de colț. Botoșanul se va deplasa la Mediaș atunci, în timp ce Dinamo va juca acasă cu Dunărea Călăraș pe 22, într-o zi de luni. Șutul lui Fabrini, excepțional plasat după pasa lui Golovka. A scos acolo, a boxat de sub transversală Penedo și a acordat corner. Botoșanul a avut o sumedenie de ocazii să facă 2-0, dar iată că trăiește periculos la Dinamoviș, dar faza, aș putea spune că s-a răcit, nu este fault aici. Au recuperat gazdele, Roman, Golovka nu e offside, îl scotea corpul, Golovka scapă singur, Fabrini este în poziție de 2-0 și gol! Se va mai probleme.
schimbare, dar aproape nimeni nu mai are timp să observe acest lucru. Au acuzat un fault în jumătatea adversă Dinamoviști. Aici nu e offside pentru că priviți poziția lui Corbu, care îi anula poziția lui Golovka. Fabrini marchează așadar, 2-0. Golovka este cel care a ieșit din teren. 4 minute suplimentare s-au acordat, prieteni, pentru